Bună! Astăzi am pregătit pentru voi un tutorial de machiaj, un tutorial de machiaj cu produse pe care le puteți găsi în Lidl, produse de la Sien, foarte accesibile, undeva sub 10 lei. Dar înainte să trecem la tutorialul de machiaj, vreau să vă spun că zilele trecute am apărut în ziarul Mesagerul de Neamț și dacă vreți să citiți articolul, o să-l las în cutiuța cu descriere. Atât am avut de spus. Să începem! Mi-am făcut deja sprâncenele pentru că la Lidl nu se găsește niciun produs de sprâncene, cel puțin la Lidl-ul din orașul meu nu se găsește, și voi trece la aplicarea BB Cream-ului. Îl voi folosi pe acesta, All-in-One Blemish Balm Cream se numește, spune aici că are SPF 15, că ar trebui să reducă ridurile, să corecteze problemele tenului, și eu îl am în nuanța light. Am mai încercat și în trecut acest BB cream și nu mi-a plăcut absolut deloc, nu-mi place cum se aplică, mi se pare că se face așa bobițe și care are un aspect foarte neplăcut. Aceasta este nuanța light, este cea mai deschisă nuanță, cred că de la ei, nu cred că este o nuanță mai deschisă și totuși este destul de închisă, așa că dacă aveți tenul foarte, foarte deschis, nu o să vi se potrivească deloc. Toate produsele de la Lidl, mai ales din gama Sien, pe care le voi folosi eu astăzi, în acest clip, au un preț undeva sub 10 lei, nu sunt mai scumpe de 10 lei și mi se pare că este un preț destul de bun în cazul în care nu te machiezi foarte des și vrei să obții un rezultat ceva mai natural, mai de zi. Prețul acesta mi se pare foarte bun. De asemenea, pentru că este un BB cream, nu are putere de acoperire foarte mare. Îl puteți vedea cum arată acest BB cream, mi-a uniformizat culoarea tenului. Nu mi se mai vede roșiață sau părțile mai închise ale tenului. După cum am spus, nu are acoperire foarte mare, încă mai văd semnele de pe la coșuri. De asemenea, este puțin cam închis pentru mine și îți lasă un finish super, super lipicios. Nu-mi place cum se simte deloc. Am și un concealer de la ei, de la Sien. Acesta se numește Perfect Nude Cover Makeup Concealer și este în nuanța 10 Light. Cred că tot așa că este cea mai deschisă nuanță. Mi-a plăcut foarte mult acest corector care are un burețel de acesta în capăt și mă încântă foarte tare ideea de a aplica corectorul sub această formă. Apeși pe tubuleț și o să iasă puțin produs și poți să-l aplici direct fără a mai avea nevoie de o pensulă. Dacă aveți tenul foarte uscat, cum este cazul meu, nu vă recomand acest concealer pentru că se strânge în toate liniile fine și îți accentuează foarte, foarte tare pielea uscată. Îți scoate toate cojițele din față. Nu-mi place deloc cum s-a așezat acest concealer peste acest BB cream. Mi se pare că mi-a accentuat foarte, foarte tare cojițele. Mi se pare că s-a strâns super, super nasol în zona de sub ochi și că mi-a scos foarte tare porii în evidență. Nu știu dacă este de vină acest BB cream sau și concealerul este de vină, însă cu siguranță nu mi-au plăcut amândouă. Să vedem cum se comportă celelalte produse de la Sien. Pentru că nu am o pudră de la ei ca să-mi setez fața, deși este nevoie mare, voi trece direct la bronzat, conturat și voi folosi această pudră. Aceasta se numește Sien Bronzing Powder și este în nuanța 01, mediu mat. Într-adevăr, are un subton portocaliu, însă vreau să vă zic că este foarte, foarte bună pentru a bronza fața. Am mai folosit-o și îmi place să o folosesc. Este ieftină și chiar își face treaba destul de bine. Este destul de profoasă și ar trebui să țineți cont de asta. Pentru că nu am fixat BB cream-ul ăsta, această pudră de conturare s-a aplicat puțin cam patchy, însă eu am folosit-o și cu alt fond de ten și cu pudră și se așează super bine. Se blendește foarte, foarte ușor, n-ai nevoie de multă muncă. Pentru machiajul ochilor voi folosi acest rimel, se numește Volume Mascara Extreme Lashes. Mai era unul pe albastru care era ceva cu push-up, însă m-am gândit să-l cumpăr pe acesta. Încă nu am încercat, este prima oară când îl testez astăzi, așa că să vedem. Am aplicat rimelul și sunt puțin impresionată de acest rimel.
Mă așteptam să fie mult, mult mai rău, însă mi se pare că s-a aplicat foarte bine, mi-a alungit genele destul de ok. Nu este cel mai bun nivel pe care l-am încercat, dar pentru genele de jos mi se pare ok. Dacă nu se va întinde pe parcursul zilei și va sta locului, va fi ok. Iar ultimul produs pe care îl mai am de la ei este acest ruj, de fapt se numește Lip Butter și Silky Balm and Gloss. Acesta este nuanța 01 Soft Rose. Vreau să vă zic că sunt super, super mulțumită de acesta, l-am încercat, îmi place la nebunie, îmi place formula lui, culoarea și îmi place cum rezistă. Așa arată, are o nuanță superbă, superbă. Este cremos, este pigmentat. Se așează super, super bine pe buze, se aplică foarte ușor. Mi se pare o nuanță potrivită pentru primăvară, este o nuanță super ușor de purtat și îmi place acesta și vi-l recomand și vouă. Acesta este rezultatul final, sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați, vă rog, să-i dați un thumbs up, bineînțeles să vă abonați canalul meu în cazul în care nu ați făcut-o încă și ne vedem data viitoare cu un nou clip. V-am pupat!